La sinagoga din Iași au ajuns în această săptămână 100 de rabini și evrei ultraortodoxi. Vorbesc doar în ivrit și poartă straiele fracțiunii ultraortodoxe, cu o tradiție milenară, iar pe cap au pălării sau kipa, cunoscutele bonete negre fără margini. Evreii sunt în pelerinaj pentru a comemora un mare rabin din Ștefănești. Ei caută binecuvântarea și așteaptă înfăptuirea unui miracol din partea rabinului Friedman, despre care pelerinii cred că poate înfăptui minuni. La Sinagoga Mare din Iași vom avea niște invitați speciali, un grup de aproape 100 de persoane din Israel, toți evrei religioși, evrei ultraortodoxi, care vin să comemoreze Iarțaitu, se spune în limba idiș, în limba ebraică, este comemorarea marelui rabin din Ștefănești, un rabin faimos despre care se spune că făcea tot felul de minuni. Pelerinajul va dura 3 zile, iar evreii vor ajunge și la cimitirul evresc din Iași, acolo unde este îngropat tatăl rabinului, Abraham Friedman. Acești rabini se roagă, fac o procesiune religioasă la cimitirul evresc din Iași, la căsuța acestui faimos rabin. Vin acolo, se roagă, cum spuneam, vin și la Sinagoga Mare din Iași, pentru a se reculege, pentru a spune rugăciuni. Sinagoga Mare din Iași este cel mai vechi lăcaș de cult evreiesc din municipiu. Anual, aici ajung mii de turiști și în special rabini și evrei ultraortodoxi care caută să își găsească rădăcinile și să se roage.